O femeie și-a pierdut viața, iar un bărbat a ajuns la spital după ce a fost lovit de tren. Tragedia s-a produs în această dimineață în Eforie Sud. Cei doi octogenari, soț și soție, erau turiștii veniți din București. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Această dimineață, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța au fost solicitați să intervină la intrarea în stațiunea Eforie Sud, lângă stația de epurare, acolo unde doi pietoni, un bărbat și o femeie, au fost loviți de tren. La fața locului s-au deplasat o ambulanță a Serviciului Județean Constanța, un echipaj SMURD, dar și elicopterul SMURD, care l-a preluat pe octogenar pentru a-l transporta la spital. Pentru femeie însă nu s-a mai putut face nimic. Coborau pe poteca aceea care vine la gardă acolo și s-a vrut să coboare chiar unde sunt pomii ăștia. De la pomi mai încolo, puțin, 10 metri. Și atunci s-a auzit frâna de tren. Neatenția! Neatenția! Trebuia să asigure. A venit lângă calea ferată, trebuie să asigure dreapta stânga și... Periculos, mai ales pentru că nu există o trecere de cale ferată în zonă. Foarte periculos. E foarte periculos. Trebuie întâi să ne asigurăm și pe urmă trecem. Vin mulți oameni aici? Foarte mulți, foarte mulți. Foarte mulți. De 5 ani venim. Deci riscul este unul foarte mare. Foarte mare, da. Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea tragicului eveniment.